Bună ziua, astăzi vom schimba o centrală Uster care a luat foc un picuț aici. L-am scos. Și ăsta nu se duce așa în general. S-a topit. Vom vedea gol, ha? Tot. Am pus centrala nouă pe perete, același model. Așa. Această centrală a luat foc din cauza că nu s-a făcut serviciul la ea. Aia s-a întâmplat. Și de obicei, aici, în partea asta, dreaptă, aici, dacă nu schimbați garnitura asta, asta se întâmplă. Va lua foc. Am schimbat și filtrul magnetic. Asta nu mai ținea robineță. Ia uitați cum arată filtrul magnetic. Dar uitați cum arată înăuntru. Cam așa arată. Centrala veche ați văzut-o. Deci la asta dacă nu-i faci servisul cum trebuie, la 5 ani de zile asta se întâmplă. Ia foc. Aici avem centrala nouă. E gata, e conectată la curent. A fost foarte simplu. Astăzi ne-a jucat un picuț cu jucăria asta. E foarte ușoară, foarte micuță. Să învârte de aici capul. Așa. O să punem capacul, o să facem testele. Facem garanția. I-am pus monoxid de carbon, alarmă. Acum așteptăm să umplem caloriferii, să aerisim și să pornim centrala. Aici este coșul de evacuare. Din cauza că e foarte aproape de vecinul, i-am pus un plumb kit, cum îi spunem noi, o adaptare. Uitați cum arată aici. Sil, să pun garniturile la loc și înăuntru, ornamentele. O să-i dăm drumul și o să vă arăt după ce am dat drumul. Aici avem toate numerele când testăm și facem garanția ce trebuie să ne dă. Am început testatul. Verde. Ăla verde e cu aloe vera și nu știu ce, da? Și acum duminica am fost la...